Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi o să facem fondant din aceste bezele gumoase. O să-l și colorăm. Și astăzi o să vă arăt cum fac eu fondantul din aceste bezele pentru torturi, pentru prăjituri, să le decorăm frumos. Este foarte bun, foarte aromat și se întinde subțire ca să putem acoperi un tort. Deci nu este foarte gros, îl putem întinde subțire, subțire și să facem fel de fel de decorări. Și o să avem nevoie de bezele, de zahăr pudră, puțină apă, amidon să întindem și colorant alimentar în gel și fel de fel de forme. Să Ai. aici avem bezelele noastre. Eu am să iau o lingură și am să pun două linguri de apă. Una, două. Vedeți? Așa. Și acum, ori puneți pe baie de abur și topiți, sau în microunde. Eu am să pun în microunde acum. S-au umflat, așa, și să vedem dacă s-au topit. Și să amestecăm. Ia vedeți, vedeți? Trebuie să fie topite, topite. Dacă aveți posibilitate să găsiți albe, ca să le colorați cum doriți. Așa, și amestecăm așa bine. La acest fondant nu trebuie să adăugăm esențe, pentru că aceste bezele sunt foarte, foarte aromate și foarte bune. Doar zahăr pudră. Odată ce s-a topit bine, bine, o să adăugăm treptat zahărul și îl vom adăuga și îl vom frământa acest fondant până vom obține consistența unei plasteline. Și acum voi adăuga zahăr pudră. O să adăugăm la început mai puțin, așa, 3 linguri. Și o să-l trecem prin sită. Important este să fie cât mai fin. Așa. Și acum vom amesteca aici. Apoi vom frământa totul pe masa noastră de lucru. Așa, voi pune zahăr pudră pe masa de lucru și îl voi frământa aici pe masa de lucru. Să mai adaug puțin și după aceea îl scoatem, puțin zahăr. Zahărul intră cât este nevoie. Deci să avem consistența unei plastiline. Așa. Și amestecăm în continuare și după aceea punem pe masa de lucru și frământăm. Așa. Și acum o să cernem aici, pe masa de lucru. Și punem zahăr. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm zahăr. Eu mi-am pregătit jumătate de kilogram. Aici am avut mai puțin. Așa. Și aici o să punem fondantul. O să-l scoatem de aici din...
Așa, să-l scoatem bine pe tot. Așa, și îl punem aici, îl frământăm și adăugăm zahăr acum. Am pus apă în vas ca să nu se usuce. Așa. Acum să scoatem. Ne ajutăm cu zahăr. Așa. Și acum să știți că este moale. Încet, încet adăugăm zahărul. Vedeți cât este de moale? Bună ziua, Filopteia! Bine ai venit! Mă bucur că ești în direct. Bună ziua tuturor și bine ați venit! O văd și pe Liuba. Bună ziua! Bună ziua, Liuba! Și bună ziua tuturor și bine ați venit! Astăzi facem fondantul din bezele marshmallow, gumoase. Acelea care le plac mult copiilor. Bună ziua, Liuba! Te pup și eu cu drag! Bună ziua tuturor! Așa, și acum adăugăm. Vedeți că consistența este foarte, foarte moale. Deci până avem consistența unei plastiline, o să adăugăm zahărul. Și așa, îl introducem încet. Să știți că pentru îmbrăcat tortul este delicios acest fondant, pentru că este foarte, foarte aromat, se întinde foarte, foarte subțire și este bun și putem face. Eu vă sfătuiesc să-l faceți în ziua când faceți tortul, ca să-l îmbrăcați așa și... Să vedeți ce bun o să fie. Vedeți? Încet, încet incorporăm zahărul. Eu am avut 12 bezele, dar pentru un tort așa o să trebuiască mai mult. Eu mi-am pregătit jumătate de kilogram de zahăr și am să vă spun cât mi-a rămas din zahăr. Aici am pus doar o parte. A, mulțumesc, Liuba! Îți mulțumesc mult din suflet! Așa, și încet, încet adăugăm zahărul. Așa. Și apoi o să întindem acest fondant cu amidon. Așa, cred că mi-a intrat circa 200 până acum de zahăr. Eu astăzi fac doar să vă arăt cum se face fondantul și să facem și să-l și colorăm cu colorant în gel și să facem un trandafiraș, o floricică, să vedeți ce frumos se lucrează. Și după ce le-ați făcut, le puneți deoparte, le lăsați să se usuce și a doua zi ornați tortul. Acest fondant se ține în folie alimentară. Eu vă sfătuiesc să-l faceți cu o zi înainte sau în aceeași zi când faceți tortul. Și a doua zi, de exemplu, ați făcut astăzi fondantul, a doua zi îl luați și îl frământați bine să se încălzească și apoi îl întindeți. Eu de obicei îl fac și îmbrac tortul, îmi prepar toate floricelele, toate formele pe care vreau să le atașez pe tort și a doua zi îl decorez. Așa. Ia uitați, este gata. Aproape.
O să mai dau puțină, puțină. Puțin, puțin zahăr. Așa. Am să vă spun și cât zahăr mi-a rămas din jumătate de kilogram. Îți mulțumesc, Filoftei, pentru încredere. Îți mulțumesc din suflet. Așa, ia uitați. Să încercați tortul făcut de ziua mea în noiembrie. Eu abia acum am reușit să-l public zilele acestea și l-am numit tort brun cami, pentru că este făcut cu zahăr brun. Și a ieșit o bunătate. Părinților și familiei mele le-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Un tort simplu, dar foarte, foarte delicios. Să-l încercați și să-mi spuneți dacă v-a ieșit și v-a plăcut. Și se face foarte, foarte ușor. Așa, este gata. Și acum am să dau zahărul deoparte. Apoi am să cântăresc și am să vă spun cât mi-a rămas. Așa. Am să incorporez tot ce mi-a rămas. Și acum o să împărțim și o să facem, o să punem colorant alimentar. Și o să colorăm. Așa, și o să împărțim. Și o să facem, să spunem, 4 culori. Era foarte bine dacă aveam bezele albe, ca să iasă culorile frumoase. Dar acum o să vedem. Așa. Așa, am să dau deoparte aici. Am să-mi pun mânușele. Ia uitați, acestea sunt culorile, culori în gel. Și sau un tub, așa, sau un... Și cu o scobitoare o să luăm și o să punem așa aici. Aici avem scobitoare, am să-mi scot câteva. Am să-mi pun și mânuși să nu mă coloresc, ca să pot să schimb culorile mai repede. Așa. Am să-mi pun puțin amidon pe mână ca să intre mânușile. Și acum vom mai avea nevoie de puțin zahăr, cât o să frământăm cu aceste culori. Așa. Și o să facem verde. Și am să iau verde de aici. Așa. Și am să pun. Așa. Și am să pun așa puțin verde peste. Un roșu. Punem aici roșu. Mi le prepar mai întâi și după aceea le frământăm. Așa, am pus verde, roșu. O să punem un galben și un albastru. Așa, și dacă mai e nevoie, mai adăugăm.
facem și un albastru. Și acum să începem cu verdele. Cum am spus, mai trebuie puțin zahăr ca să putem să frământăm. Și acum o să punem culoarea în interior. Am să pun așa pe hârtie. Și începem să frământăm. Vedeți? Am pus verdele aici peste. Și să vedem. Așa. Ne ajutăm cu zahărul ca să nu se lipească. Vedeți? Începe să prindă culoare. Așa. Astăzi am intrat doar să vă arăt cum fac fondantul. Să știți că este bun, bun, bun. Verdele este aproape gata. Vedeți? Verde. Așa. Și acum să luăm altă culoare. Și o așezăm așa aici. Aici avem albastru, cred. Ia să vedem, imediat vedem. Așezăm aici pe hârtiuță. Și acum întoarcem. Și frământăm. Ne ajutăm cu zahăr. Așa. Dacă facem fără mănuși, să știți că ne murdărim mult, mult de tot. Și e mai bine cu mănuși. Așa. Și facem albastru. Și frământăm așa bine. Facem albastru. Ne ajutăm și cu zahăr. Să frământăm așa bine. Așa. Vedeți? Și am făcut albastru. Aici, să vedem ce culoare avem. Roșu. Punem deoparte scobitoarea. Și acum să facem roșu. Și amestecăm așa. Și ne ajutăm și cu zahăr. După aceea, cât lucrăm fiecare culoare, noi o să le punem în folie alimentară, ca să nu se usuce. Așa, și aici avem roșu sau galben. Ia să vedem ce culoare ne vine. Culorile le puteți amesteca, vedeți aici, avem și negru, și mov, și un bej, și roz. Acum depinde, eu am făcut așa ca să aveți idee. Depinde câte floricele faceți. Faceți câte puțin fondant îl colorați. Nu trebuie colorat totodată,
Câte puțin faceți, mai e nevoie, mai faceți puțin, mai colorați. Așa. Așa, asta este așa, un roșu. Ne ajutăm cu zahăr ca să nu se lipească. Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere. Așa, ia, uitați. Și roșu. Și punem așa aici. Și acum, ultima culoare. Aceasta cred că este galben. Să vedem cum o să iasă. Punem așa aici. Și acum dăm deoparte aceste culori. Și avem ultima culoare, galbenul. Tragem. Și începem așa. Ne ajutăm cu zahăr. Având în vedere că eu am amestecat aceste bezele și erau toate colorate, vedeți, a ieșit așa un greu. Dacă aveți bezele albe și găsiți, să știți că se găsesc, o să iasă culorile mai aprinse și mai frumoase. Ia să vedem galbenul cum o să iasă. Dar sunt frumoase și așa. Așa ne ajutăm cu... cu culoare, cu zahăr. Ia uitați galbenul. Și de aici o să facem un trandafiraș, o să facem două floricele. Mi-am pregătit așa câteva forme de... să facem gărofițe. Așa, să amestecăm așa bine. Și avem și galbenul, este aproape gata. Așa. Iată. Și avem și galbenul. Și acum am să le pun în folie și lucrăm câte obiluțe. Aceasta a fost rețeta de astăzi, fondant. Din aceste bezele, ia uitați, din aceste bezele gumoase, am făcut aceste minunății. Eu vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem mâine dimineață cu o nouă rețetă, o zi frumoasă și vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți alături, că mă apreciați și că mă urmăriți. O zi frumoasă și multă, multă, multă sănătate vă doresc, pupici!